Este un moment greu, dar o vom scoate la capăt. Asta cred fotbaliștii Gazului Metan, care sunt nevoiți în prezent să se antreneze acasă. Răzvan Pleșca este convins că acest sezon va fi dus la bun sfârșit, iar meciurile se vor disputa chiar dacă se va prelungi campionatul până în luna iulie sau chiar august. Da, nu e problemă. Noi ne antrenăm tot timpul și încercăm să ne menținem în formă. Referitor la situația momentană de la club, ca de altfel din toată țara, e din nou un moment greu în istoria acestui club, cum au mai fost în ultimii ani, dar eu sunt încrezător că vom reuși să o scoatem la capăt și de data asta și după ce va trece starea de urgență și se vor relua competițiile, vom reuși să diminuăm cât mai mult din pierderile financiare ale tuturor și în așa fel încât nimeni nu va rămâne cu restanțe, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Cu siguranță acest sezon se va încheia, pentru că asta este prioritatea, cum au spus cei de la UEFA, să se încheie toate campionatele naționale, de aceea s-a amânat și Euro și Olimpiadă, chiar dacă nu se vor termina în luna iunie, dar în iulie sau cine știe, poate cel târziu în august, dar eu cred cu siguranță că acest campionat se va încheia și se vor disputa la un moment dat toate etapele care au mai rămas de disputat. Care va fi primul lucru pe care îl vei face după ce se va termina cu toată starea asta de urgență, cu toate ordonanțele militare, restricții? Păi, o să vin la stadion să fac antrenament, evident. Un mesaj pozitiv, să spun, pentru cei care ne privesc, pentru fani, pentru toată... Da. Cum am mai spus, e un moment greu. Noi, la Clubul Gaz Metan, jucători, suporteri, suntem obișnuiți, am mai trecut prin astfel de momente. Niciodată nu poți să prevezi atunci când va apărea o astfel de criză. Și important e nu să o depășim, deoarece o vom depăși cu siguranță la un moment dat, ci important e și cum depășim această criză. Acum arătăm cât de solidari suntem și cât de înțelegători suntem. Marius Constantin a vorbit și el despre situația actuală, care înseamnă antrenamente acasă, cărți și filme. Capitanul Gazului Metan crede că sezonul ar trebui să se încheie pe teren și a transmis totodată un mesaj pentru suporteri și nu numai. Da, e o perioadă complicată pentru toată lumea datorită izolării. Acum fiecare face acasă, își găsește tot felul de activități pentru ca timpul să treacă mai repede. Cum îți ocupi tu timpul de mai antrenezi? Mai... Antrenamentele care se pot face în casă, adică orice sportiv profesionist are o gamă variată de exerciții, de antrenamente pe care le poate efectua și în casă. Pe lângă asta, cărți, filme... Lucruri pe care poate n-ai apucat să le faci cu alte... Oricum, nici nu era foarte, foarte mare spectacol la media, știi? Noi suntem obișnuiți aici și cu statul în casă. Cum vezi sezonul acesta? Crezi că se va mai fi reluat sau se va termina? Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să se termine pe teren, chiar dacă meciurile vor fi comprimate într-un timp mai scurt. Adică așa mi se pare normal să se joace până la final. Toată lumea în fundă cu președintele, am înțeles că va intra în somaș tehnic, cum vezi? Este o decizie pe care președintele nu ia în... Cum să mă exprim? Adică sunt convins că nici lui nu-i face plăcere să ia această decizie, dar este o decizie care salvează clubul. Și până la urmă clubul este prioritar. Un mesaj pozitiv pentru cei care ne privesc? Să aibă încredere, perioada asta se va și termina, să găsească tot felul de activități constructive și cel mai important să stea acasă. Cu cât stăm acasă, cu atât va trece mai repede.